Domnul Sergiu Toma, liderul Partidului Oamenilor Muncii în studioul Europei Libere de la Chișinău, mulțumim mult că ați dat curs invitația noastră să avem acest interviu pe teme electorale. Ce mizau alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie? Miza principală. Trebuie să scăpăm de clanuri oligarhice. Acei vechi care ne țin deja de 30 de ani, tot poporul moldovenesc, românesc, evreiesc, armean, toate nații care sunt aici și sunt mai mult timp, ne țin de proști. Ei ne țin atât de proști că ne-au făcut dezbinarea în societate, că noi nu mai putem deja să suferim unul pe altul. Pe miza, să zicem, geopolitică, pe miza naționalismului, pe miza, să zicem, atei preferate de sex, de muzică, de tot. Noi suntem dizbinați în 14-16 grupuri care sunt identificate și tot sunt manipulate de niște grupuri mafiotice în spate. Care e oferta electorală cu care veniți în fața alegătorului? Prima, asta combaterea cu sărăcie. Cum Să nu poate mai... fi combătută sărăcia? Sunt două chestii care sunt următoare. Asta trebuie să terminăm acel dezmățul de judecători, procurori și avocați în societate. Trebuie să le oprim. La asta, a doilea punct, avem trei legi care trebuie să le schimbăm. Prima, un dosar electronic care să ducă de la deschiderea dosarului până la judecătorie, unde nu pot să schimb listele aici, am făcut așa, am fabricat așa, după când trebuie să scot pe omul, mi-a plătit bani, mai schimb o listă. Nu, dosarele. Paginile Da, dosarului, exact. da? Și atunci se vede tot în dosar. Asta mă înseamnă, de fapt, digitalizare, care trebuie și abate oricare corupție. A doilea, într-același punctul 2, care este, nu poate unul singur procuror să deschidă dosar penal. Trebuie să semneze cel puțin patru procurori. Și atunci noi n-a să vedem dosare create la comandă așa repede. Asta este a doilea, care trebuie să oprească, de fapt, acel dezmăț în justiție. Și a treilea, să vă dau un exemplu, acum de BEM. Acum la BEM stau în pușcărie acei care n-au treabă cu bani, n-au pus mâna pe bani. Dar dacă ei torn că a fost făcut și semnat, a semnat acele actele la comandă, ei se duc în pușcărie cu 30% mai mult, că este, deja este OPG, grup organizat. Dar de unde cunoașteți acest lucru? BEM înseamnă Banca Banca de de Economie, Economie a Republicii Moldova, care a fost falimentată falimentată, în rezultatul dispariției miliardului. cam așa. Și ei, nu, ei dacă declară că mi-a dat șeful indicații, ei se duc pe alt deja capitol, deja sunt grup organizat. Și atunci ei preferă să tacă și nu poate să toarnă. Aceste lucruri, trei lucruri, am văzut cum s-au dezlegat mâinile la Procuratura Anticorupție din România, cum s-au dezlegat mâinile la doamna Chioveș. Trei legi care trebuie să avem, primele trei legi în Parlamentul nou, care trebuie să fie. Și atunci, dacă acel care toarnă despre șef, să zic că semnează aici un contract, a semnat, să zicem, vice a semnat contractul și merge mai departe și după el vede că asta era un ceva corupt. Pentru că ați amintit despre miliardul furat, ce le spuneți cetățenilor Republicii Moldova la întâlnirile pe care le aveți despre acest caz? Știți, eu încă în 2015 am scris că pe pagina mea că n-a să găsească nimeni acest, că țara este capturată. Țara până ziua de azi este capturată și nu contează că ei se ceartă între ei, politica, strategienți, una alta. Ei sunt o gașcă. Nu contează că e diferite partide, diferite viziuni. Ei pentru noi arată un show, că e un partid împotriva la alt partid. Asta show. Dar se zicea că după fuga lui Vladimir Plahotniuc, țara se scoate din captivitate. Ei, nu. Cum grupurile cei organizate se predă puterea. Se predă puterea la unul, la altul, la treilea, cine este la putere, acolo și se duc și toate schemele. Dar dumneavoastră credeți că interesele căror politicieni astăzi se intersectează? Știți, sunt acei politicieni care au fost la putere acum 20 de ani. Ei și-au capturat țara. Și până ziua de azi, ei sunt și capul mafiei. Și este greu să scoți Moldova din captivitate?
Eu sper că Moldova s-a trezit totuși. Eu sper că s-a trezit multă lume care vrea schimbări în țară. Noi 30 de ani am avut ceva ce a rămas după țara sovietică și unde este tot? A fost privatizarea și s-a făcut privatizarea, dacă nu mă înșel, în 86 s-au făcut niște calculi, acei ce au dat la privatizare au costat 30 de miliarde de dolari. Dacă să punem în lista acum, asta sunt vreo 400 de miliarde de dolari. S-au furat de la popor. Clădiri, uzine, fabrici și cum s-au furat. Și ceea ce s-a furat mai poate fi astăzi întors cetățenilor? Bineînțeles. Dumneavoastră aveți o biografie interesantă, o bună parte din viața ați petrecut-o peste hotarele da. Republicii Moldova, ați spus că peste 20 de ani v-ați aflat în străinătate, jumătate din acești ani ați petrecut în Federația Rusă, altă jumătate din acești ani mai puțin de în jumătate Occident, Rusia, da? Că atunci nu erau pașapoarte și nu puteai să mergi în Europa așa de liber, că eu trebuia să fiu eu nu mai puteam, când a venit Partidul Comunist, să zicem, în Parlament și a început să facă deja acel dezmățiu și cooperație cu alte partide, a început deja să captureze țara, eu am înțeles că nu o să fie nimic. Și atunci și ați plecat atunci pe timpul preferat... guvernării comuniste? Da. Și în special Vladimir Voronin. Ce părere aveți despre votul din diaspora și votul din stânga Nistrului? Eu vă zic și diaspora și din Rusia. Nu mai vreau nici pe Dodon, nici pe Voronin. Credeți-mă că vorbesc cu multă lume, am mulți prieteni care sunt în Rusia și astăzi și care mă susțin așa moral. Eu sunt născut în Binder, în Transnistria și știu foarte bine ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă? Ați putea să ne descrieți în câteva cuvinte? Pe teren capturat de grup de mafioți. Atât. Acolo sunt jocuri și spălarea de bani care merge începând, eu pe pagina mea de Facebook am scris și anul trecut cum se fură gaz, cum se spală gaz, că nu poate o țară, să zicem, nu țară, un teritoriu mai mic decât Moldova, Transnistria, tot atâta gaz se consumă și mai mult. Acolo este o spălare de bani. Furtul gazului, de fapt, nu merge de la Moldova, din Rusia. Din Rusia. Dar Rusia pretinde, are pretenția să ceară de la Republica Moldova. N-are cum. Că Gazprom vinde la Moldova gaz. Asta este o firmă de ficioară, da? A lui Gazprom. Și dacă mai departe, dumneavoastră ați plătit pentru gaz? Eu am plătit pentru gaz. Toată țara a plătit pentru gaz. Unde e diferența de gaz și cine trebuie să răspundă conducerea de la Moldova gaz? Să revenim la miza și importanța votului din stânga Nistrului și din diaspora. Diaspora vede viața mai bună decât aici avem noi moldoveni. Adică cetățenii aflați peste hotare gândesc altfel decât cei rămași acasă? Altfel, dacă ei văd altă viață. Ei văd cum se comunică în primărie, văd cum au sprijin, să zicem, social-economic, dacă ceva se întâmplă, au sprijin. Aici noi nu avem sprijin, nici pensionari care au lucrat toată viața mor fără niciun ban. În cont n-au nimeni n-are bani din pensionari, numai cei care au fost la putere. Și ce va decide votul din diaspora? Să dăm acel trecut urât, să dăm la gunoi politic. Să nu mai voteze niciun partid vechi. Toate partidele vechi trebuie la gunoi politic și după trebuie procuratura și justiția să ocupe de ei și tot ce au cooptărat în acei 30 de ani să fie întoarse la popor moldovenesc. Dar despre votul din regiunea de est a Republicii Moldova, acolo majoritate sunt oameni combinați cu bani, cu forța de la uzine unde lucrează lumea, acolo te duci, faci poză ce ai votat. De ce aveți această convingere? Știu 100% că vorbesc și discut cu oameni din Transnistria. Cum ați vedea soluționarea problemei transnistrene? Haideți să vă dau o deschidere. Oricum, Transnistria deja n-are încotro și acolo s-au început deja schimbările.
Și schimbările într-așa sens că și documentația și tot, asta nimeni nu zice astăzi deschis. Eu vă zic la primul studio astăzi că acolo deja au început să facă toate actele să fie conform, să se bată cu cum la noi se face Moldova, pe teritoriul Moldovei acum care este. Acolo deja s-a început, cum să găsesc cuvânt, reorganizarea. Anul viitor, noi să vedem Transnistria să fie autonomă, la fel cum și Găgăuzii. Adică același statut ar putea să obțină și regiunea transnistriană în componența Republicii Moldova și atât de repede, atât de iute poate fi într-un an de zile, să vedem identificată soluție pentru conflictul transnistrian? Da, nu o să mai fie conflictul. Dar de cine depinde această identificare a unei soluții durabile pentru acei oameni care stau în spatele Transnistriei, care a capturat și economic și fizic. Dar cine sunt acei oameni? Este Victor Gușan, care ia decizie la tot. Nu contează cine e președinte acolo. Unii spuneau că cheia soluționării conflictului transnistrian s-ar afla la Moscova. Da, și Cozac a spus că Transnistria este teritoriul Republicii Moldova. Deci dumneavoastră rămâneți ferm pe poziție că se apropie rezolvarea conflictului transnistrian. Da. Că deja nu mai pot ei să facă acel... Că acolo se spălau mulți bani furați, în primul rând. Contrabanda majoritatea mergea pe acolo. Tot ce trecea din Ucraina, dar deja și Ucraina nu mai face acest lucru și interesul deja la grupi oligarhice nu mai sunt atât de puternice și înțeleg că tot se termină și asta se termină. Și ce priorități ar trebui să aibă următorii 101 deputați? Prima, dacă 101 deputați sau un partid vrea să rămână la putere, trebuie să termine cu sărăcie. Trebuie să ridice pensii. Trebuie se facă revizuire la toate dosarele penale care noi avem și am avut în ultimele 10-20 de ani. Că majoritatea din ei sunt fabricate. Adică la comandă politică au fost intentate dosarele? Nu numai asta. Se scoate bani. Un businessman are un business. Ce cu el? Dacă n-are, cum se zice la noi, crâșa de la procurori, e gata cu el. Dar dumneavoastră pe câte mandate contați? Noi? Pe majoritate. Și sunteți realist și știți că este imposibil. Ascultați, asta, știți cum, politica este politica și politica asta, teoria возможного. Că la mine limba română e învățată în România, nu am învățat. Teoria posibilității. Teoria posibilității, așa, mulțumesc. Asta este. E, totuși, noi am strâns o echipă cât de cât bună și din oameni activiști. Eu vreau să vorbesc despre Maria Olac, toți din care sunt la noi în partid pe listă, tot cereau doamna Maria, doamna Maria. Haideți și câți ați adunat candidați în deputați pe lista 65. Partidului Oamenilor Muncii? A fost 65. Greu să ajungeți la 101? Nu era greu, nu aveam acel timp și multă lume care se complica cu acel dosar care trebuie să ne plinești. Acolo este, de fapt, o tâmpenie special. Adică setul de acte care trebuie prezentate la Comisia Electorală Centrală pentru a fi admis candidat la funcția de deputat. Și nu avea niciun rost să punem 101 oameni pe listă, că asta este... Eu nu știu pentru ce se face asta. Câți bani cheltuiți în această campanie electorală? Încă n-am cheltuit nimic. Și e posibil să faci agitație, să te întâlnești acum, cu oamenii fără ca să cheltui bani? E foarte greu, era în primul rând, să deschidem contul electoral. Într-a doilea rând, că este foarte costisitor să deschizi un cont pentru electoral, trebuie să deschizi, costă analiză 5.000 de lei. Este pentru cine e făcut? Pentru partide care sunt mici, să nu între, care au pentru 5.000 pentru cliente, să faci un card. Ți-o costă 5.000 de lei. 10.000 de lei ți-o costă deschiderea contului și un card. Cu bani, zero. Revenim la șansele Partidului Oamenilor Muncii de a accede în Parlament. Sondajele nu vă acreditea, nu vă arată cu șanse de a ajunge în Parlamentul Republicii Moldova. Acest lucru vă descurajează? Nu deloc. Că este toate sondajele sunt, majoritatea sunt manipulative în primul rând. Dar de ce le considerați că ar fi manipulat opinia publică?
Asta special, să facă avantaj într-un partid și arate, să zicem, un partid mai mare cu voturi maxime și acei să facă dezavantaj pentru să nu aibă încredere lumea în teritoriu. Dar cum veți proceda în caz că totuși nu ajungeți în Parlament? Acum să mergem mai departe, nu contează. Noi n-am venit și să creăm un partid, că dacă să vedem toate partidele noi care acum vin la putere și care să vin, ei au o perioadă, nu poți să între, pui un copac să rodească, un pom să rodească, rodești în 5 ani de zile. Asta tot noi știm că noi mergem acum înainte. Dar dumneavoastră ce scenarii post-electorale anticipați că ar putea să se întâmple după 11 iulie în Parlament? Cine cu cine ar putea să formeze o majoritate parlamentară? Ce s-ar întâmpla dacă la putere vin cei cu viziuni pro-estice? Ce se va întâmpla dacă la guvernare ajung cei cu viziuni pro-occidentale? Doamne ferește să vină trecut iară să ne facă viitor, că cel care au trecut a făcut, că nu mai pot să facă nimic. Merg pe compania murdară, în primul rând. Când ziceți trecut, la ce concurență electorală? La blocul care nu vreau nici să-i pronunț, blocul comuniștilor și socialiștilor. Asta este trecutul nostru și trecutul acel urât care ne-a amăgit, care ne-a furat 30 de ani, care ne-a pus pe noi să ieșim din țară, să facem, să găsim ceva după hotare, o mâncare pentru o familie. Asta e trecut care trebuie, nu știu, este mai ceva decât națiști, eu le socot. Că eu făcut tot să iasă, să se ducă lumea de aici. A capturat tot și nici nu a fost capabil să se conducă a ceea ce au capturat. Nici nu a fost capabil. Cine cu cine ar merita să facă o coaliție în următorul parlament? Haideți să zicem așa, că acum majoritatea voturile să primească partidul PAS. E să primească majoritatea. Cu cine a să facă ei după? Cu cine ați sugerat dumneavoastră? Cu noi. Și dacă nu ajungeți dumneavoastră în Parlament? Ajungem. Dar să încercăm să facem tot posibil, să ajungem să nu fie alte alături care să facă majoritatea parlamentară. Dar este o diferență cum conduc cei cu viziuni pro-estice și cei cu viziuni pro-occidentale Republica Moldova? Diferență? Bineînțeles că este. În ce constă această diferență? Pentru că atunci când îi întreb pe cetățenii, ei nu găsesc aceste deosebiri. În primul rând, noi nu avem o graniță comună cu acei cu care vor să ne lipească. Cu cine? Cu, să zicem, cu Rusia. Noi avem o graniță. Noi suntem cu graniță cu Europa, cu România. Acolo e, deja, cu vecinul trebuie să trăiești foarte bine. Eu nu zic că trebuie să trăim cu Rusia. Cu Rusia tot trebuie să trăim foarte bine. Că eu socot așa, că noi am trăit într-o societate, să zicem că am familie. Trăim 15 republici. Ne-am dizbinat, ne-am divorțat. Dar dumneavoastră vă este clar ce vrea Rusia de la Republica Moldova astăzi? Eu cred că nu vrea nimic. A ceea ce văd, nu vrea nimic. Sunt niște grupuri criminale aici care vor să manipuleze niște chestii. Atât. Și vă întrebam, dacă vin partidele cu viziuni pro-occidentale la guvernare, ce agendă trebuie să aibă ele? În primul rând, eu nu văd că Uniunea Europeană vrea noi să intrăm în Uniunea Europeană. Dar de ce nu vedeți? Eu nu văd lucru? Planul dezvoltării Uniunii Europene, nu există pe următoarele 20 de ani, nu văd extindere. Și atunci, despre viitorul Moldovei, ce colaborare bună spune? Cu Europa și să deschidem mai multe chestii comune și cu România și cu Europa. Cu concret, ce poate face Republica Moldova în comun cu România și cu ea? Concret? Să arăte că sunt prietenii noștri, frații noștri, asta tot ce trebuie să arăte. Să ne deschide magazinele, să zicem rețele, unde putem moldoveni, poate să exporte marfa. Asta ar fi un lucru prietenos. Producția moldovenească acum a penetrat piața Uniunii Europene și majoritatea din mărfurile moldovenești ajung pe piața. Nu așa de ușor mâine. Cum credeți. Sunt în magazinele mici, în rețele mari, noi existăm. Să zicem, dacă intrăm în Kaufland, în Carrefour, în Penny, în România, noi nu prezentăm aproape nimic. Nici 001. România este
piața care absorbe o bună parte totuși din producția Republicii magazinele Moldova. Mici de proximitate, cam așa este acolo marfa noastră, mai sunt vineri, mai sunt, dar așa mare parte, noi nu avem nici mere, nici pere, nu avem pe rețele mari. De aceea că la noi societatea și agricultura este pe genunchi și nu poate un producător mic să facă un contract. Trebuie să fie ceva, o asociație, un cooperativ care să strângă la tot și să dea, să exporte. Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, are de făcut tema de acasă. Cât de greu credeți că îi vine statului să promoveze reformele, să le implementeze, să aducă bunăstare în țară? Noi, de când a semnat acordul de... De 7 ani. De 7 ani. 7-8. 7 ani. În 2014. Noi, de fapt, toate legile deja trebuie să facem cu conformitate cu Uniunea Europeană. La noi se fac în Parlament ultimul timp numai populiste și în favoarea niște grupuri farmaceutice, în primul rând, pentru grupuri diferite de influență, să zicem așa. Și peste 4 ani, cum vedeți Republica Moldova? Un pic mai bine, că totuși dacă noi scăpăm de hoți politici care au fost până acum la putere, să avem un viitor bun. Dar din păcate la noi sunt 700.000 de pensionari care sunt manipulați de partide cu torbe, cu culeașe, cu greșcă, cu tușoncă, cu asta tot sunt astea, că sunt săraci și aduc lor mâncare. Eu am făcut o postare și am rugat pe toți, cumpărați la bunei, la mami, trimiteți să aibă ceva frigider mai mult, nu fie manipulat, să nu facă greșeala. Adică să nu accepte pomenile electorale. Exact. Dar asta de fapt o hoție. Eu aș partidele astea, că ei sunt la putere astăzi. Și încep, la fel fac, nu pentru comunitate, că noi, de fapt, eram alungați, da? Că eu tot fac o parte de la de diaspora și familia mea tot încă mai este după hotare. Noi am fost alungați de aici, după ne-a făcut pe noi diaspora și acum închid gura să nu deschide să votăm, să putem să votăm. Votul electronic ar fi un colac de salvare? Bineînțeles, da. Și vreau să spun un ultimul cuvânt. Ieșiți la vot. Nu vă așteptați de la altceva că cineva a să vină în locul vostru. Ieșiți la vot. Nu contează. Voi înțelegeți pentru cine trebuie să votați. Asta vreau și asta vreau să schimbi mentalitatea moldoveanului și să fim măcar un pic mai promovați și să schimbăm, să trimitem pe toți, eu n-am să zic acei 3 în limba rusă, dar la gunoi politic. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Mulțumesc.